Cel mai mare dușman al colecționarilor de parfumuri este reclama la parfumuri. Cu adblock-ul instalat, tot intră reclama pe undeva și bam, se aprinde LED-ul. Curiozitatea nevinovată. Doar mă uit. Și când te uiți, vezi oferte, vezi note mișto, încep să tremuri. Ăsta este sevraj, nene. De 2 zile nu ai mai cumpărat un parfum. Ei, câte reclame de-astea nu-mi intră și mie. Dar nu-mi bat capul cu ele. Nu le opun rezistență. Intru direct și văd despre ce este vorba. Și apoi normal că după ce vezi parfumul și prețul, fugi repede pe Fragranti ca să vezi note și asemănări. Și uite așa, după o reclamă de-asta am ajuns la un parfum de purtat pe vreme rece care se anunța asemănător cu Creed Aventus. Vă dați seama ce șmecherie să am un Aventus de vreme rece. Chiar nu se cădea să trec pe lângă o asemenea oportunitate. Salut! Tot ce v-am spus mai devreme a fost o introducere pentru vedeta acestui clip. Le Couvent Amazon de parfum Kidnos, care vine direct din colecția Le Parfum Remarquable, care este o creație minunată a naturii făcută cu mâna omului în 2019. Înainte de toate, să vă spun și câteva cuvinte despre casa Le Couvent Maison de Parfum, pentru că merită. Dacă majoritatea caselor de parfumuri ne propun parfumuri de designer sau parfumuri de nișă, casa Le Couvent Maison de Parfum ne propune parfumuri 100% vegane. Deci, nu ar trebui să întâlnim note animalice, naturale, în parfumurile acestei case. Ei se recomandă ca fiind o casă de parfumuri care practică parfumeria naturală. Și vă asigur că ingredientele din Kidnos sunt foarte naturale și ușor de identificat. Acum, dacă este un parfum vegan, să nu-l judecați ca din punct de vedere culinar. Eu știu că bucătăria vegană este săracă în calorii, dar Kidnos este de esență tare. Pentru că reclama și-a făcut destul de repede efectul, l-am cumpărat fără să adun prea multe informații despre el și am zis că în așteptarea parfumului să mai caut câte ceva despre el. Și așa am văzut că Milan, colegul de la Odoriscent, are deja un clip postat despre Kidnos. Sunt sigur că știți canalul Odoriscent. Milan este un recenzor avizat în lumea parfumeriei de nișe, motiv pentru care tot timpul o să găsiți link în descriere cu canalul său. Printre altele, am văzut că și el confirma că la Kidnos poate fi întâlnit un vibe de Aventus. Ce să mai, viitorul suna bine. Acum că am parfumul în mână, pot să confirm spusele lui Milan. Kidnos are un vibe de Aventus. Palid, dar îl are. Însă ar fi mare păcat dacă la Kidnos căutăm doar asemănări cu Aventus, fără să exploatăm și celelalte direcții ale sale. Dar mai întâi să o lămuresc pe asta cu Aventus. Poate că pentru mine și Milan este ușor să extragem Aventus din Kidnos, dar pentru cei care nu au prea multă experiență în parfumerie, va fi foarte greu. Drept dovadă, multe păreri care le aseamănă și cu Bleu de Chanel sau Terre d'Hermès. Ce face legătura lui Kidnos cu Aventus este un iz lemnos, care amintește de nota de lemn de mesteacăn din Aventus. Legat de lemnul de mesteacăn, am o amintire foarte plăcută de când am făcut top 10 parfumuri Parfumaniacs versus Fragheads. Atunci am primit o mostră de Creed Aventus din 2016, care avea în deschidere o pronunțată notă de mesteacăn. Ei, chestia asta face legătura dintre Kidnos și Aventus. Dar acesta este singurul element care amintește de Aventus la Kidnos, care în rest este un parfum destul de original. Ca să închid subiectul cu Aventus, ca apoi să mă orientez doar către Kidnos, vă spun că cele două se aseamănă ușor în deschidere și apoi în partea de final când parfumul este aproape dus. Această asemănare va fi sesizată doar de către cei care au ceva experiență cu parfumurile. Pentru restul lumii, asemănarea este nulă. Punct! Dacă vă place ceea ce vedeți și încă nu v-ați abonat, vă rog să o faceți și împreună cu ceilalți abonați să facem din acest canal mic un canal mare. Lăsați un like, un coment, semne prin care eu am să înțeleg că apreciați ceea ce fac. Și acum este vremea lui Kidnos, eliberat de orice asemănări și presiuni puse pe umerii săi. În primul rând, Kidnos este un aromatic prin excelență.
este un exemplu că plantele și pământul sunt de ajuns pentru a crea un parfum solid și plin de vigoare. Împreună cu Kynos, simți armonia naturii. Te regăsești într-o pădure încă verde, dar care are și un covor de frunze printre arbori. Toată această trăire este amplificată și de către câmpul cu plante aromate din marginea pădurii. Redau acest tablou pentru că direcțiile aromate, lemnoase și verzi ale lui Kynos sunt foarte vii, naturale. Deschiderea este și ea foarte naturală, cu un cimbru prins într-un buchet de lavandă, un cimbru care dă o direcție foarte aromatică lui Kynos. Deschiderea se consumă foarte repede pentru că notele din baza parfumului nu au răbdare și încep să se manifeste. La mijloc, nota de vetivor și cea de patchouli formează un mix foarte verde și lemnos. Acest mix aduce nota de lemn care amintește de nota de lemn de mesteacăn din compoziția lui Aventus. La mijloc sunt deja toate notele amestecate. Deci la mijloc se unesc toate cele trei niveluri și împreună aduc un combo aromatic verde lemnos. Dar cel mai frumos se îmbină nota de cimbru cu nota de patchouli, care împreună aduc un ton aromatic verde pământiu. Deci cimbrul cu patchouli sunt wow și foarte, foarte de sezon. Baza este o continuare liniară la ce se întâmplă la mijlocul parfumului. Dar treptat doar vetivorul și patchouli o să mai aibă forța să țină steagul sus. Și da, vetivorul este mai solid, iar patchouli mai palid. Parfumul se stinge frumos, calm și cu satisfacția că și-a făcut datoria pe toată durata sa de viață. Este verde, dar este un verde de toamnă, pentru că patchouli dă acel verde pământiu. Deci cu Kynos te înscrii perfect în peisajul de toamnă. Deși este un parfum de toamnă, îl văd purtabil și primăvara, pentru că am în cap o imagine cu soarele de primăvară care usucă pământul umed din care se ridică aburi. Patchouliul verde pământiu va face legătura cu mirosul pământului ce se usucă și cu verdele frunzelor ce încep să renască. Purta toamna va avea cele mai bune performanțe. Răcoarea toamnei va aduce o persistență de 7-8 ore și o proiecție de o oră jumate, 2 ore. Deși este un parfum unisex, nu-l văd purtabil de către doamne. Nu are nimic pudrat, nimic dulce. Eu cred că se adresează domnilor, dar domnilor de o anumită vârstă. Nu-l văd prea bun nici pentru tineri. Nu știu, poate mă înșel, dar îmi fac curaj și o spun. După ce am purtat de mai multe ori Kynos, am simțit la el și un vibe de Yatagan de la Caron. Toate efectele astea aromatice îmi amintesc puțin de bătrânul Yatagan. Măi, acum mai în glumă, mai în serios, cu doar 4 ingrediente nu poți să faci nicio ciorbă bună. Dar ce reușește Kynos cu doar 4 note este fantastic. Este atât de simplu și de complex în același timp. Totuși, nu este un parfum pentru marele public. Este un parfum mai tehnic, dacă pot să spun așa, care punctează foarte bine în fața unui juriu avizat. Nu este un parfum care să atingă corzi sensibile, nici nu ar avea cum să o facă, pentru că este un parfum rece și foarte pământiu. Dar nu ai cum să nu recunoști că este un parfum bine făcut. Kynos este genul de parfum pe care îl porți pentru tine. Cu Kynos nu aștepți complimentele celor din jur, ci doar te bucur că sunteți împreună. Astea fiind spuse, vă mulțumesc, vă salut și vă îndemn să fiți fresh!